Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Medicina pentru Toți. Boli transmise de căpușe. Acest subiect va fi dezbătut cu doamna doctor epidemiolog Carmen Scântei. Bună ziua și dumneavoastră. Păi, noi am mai discutat despre acest subiect și nu putem decât să ne amintim împreună și să facem chiar o istorie a lor, pentru că înțepătura de căpușă s-a constatat că devine o problemă în România în 2010, când incidența a crescut de 3 ori față de valoarea anterioară, motiv pentru care s-au introdus în sistemul de supraveghere toate bolile transmise de căpușă, începând cu 2012, a fost o monitorizare activă și pasivă a tuturor acestor situații. În România, în 2012, au intrat în monitorizare 1762 de cazuri, din care s-au confirmat 889 cu boală Lyme. Boala Lyme sau borelioza, o afecțiune deloc de neglijat, care poate să evolueze în 3 stadii, care poate să înșele foarte ușor la diagnostic și care nu trebuie să treacă neobservată. Ea este determinată de o rickeție transmisă prin intermediul înțepăturii de căpușă, rickeția burgdorferii, care, ajunsă în organism, după o perioadă de latență, să-i zicem, de dezvoltare a ei, după 14-21 de zile, poate să determine la unele persoane această îmbolnăvire, borelioza, care evoluează în 3 stadii. Stadiul 1 este un stadiu pseudogripal foarte greu de diagnosticat dacă nu există și contextul epidemiologic, adică înțepătura de căpușă. Stadiul 2, care este stadiul de diseminare multiorganică, și stadiul 3, care este un stadiu deja foarte avansat, greu de tratat, care de multe ori dezvoltă risc vital și care este reprezentat în majoritatea situațiilor de manifestări neurologice sau de artrite. Aceasta e borelioza. Să există și situația în care, în urma înțepăturii de căpușă, putem beneficia, în ghilimele, de alt agent patogen, care ar fi rickeția Connori și care determină febra butonoasă. Altă afecțiune, la fel, care poate trece ușor neobservată, determinată de aspectul pe care căpușa după înțepătură îl luasă la locul de inoculare, și anume un nodul violaceu de cel puțin 5 cm diametru, care poate fi ușor confundat cu un furuncul, peste care oamenii pot trece foarte ușor. Ideea e că și la această infecție trebuie o monitorizare atentă și trebuie investigată și susținut diagnosticul prin laborator, dar această recoltă de probă biologică nu se poate face mai înainte în nicio situație, nici în cazul boreliei și nici în cazul febrei butonoase, mai înainte de 14 zile. Atât are nevoie fiecare microorganism de a declanșa răspuns imunologic, adică formarea de anticorp. Că, de fapt, în cadrul examenului de laborator, acest lucru se identifică, anticorpul pe care organismul și-l formează. În dinamică, înțepăturile de căpușe au avut o evoluție bifazică, au avut un vârf, așa cum am spus, în 2010, după aceea a un ușor declin, în 2012 iarăși un vârf important. Buzăul a înregistrat în 2012 15 cazuri care au intrat într-o monitorizare directă și 12 chiar s-au confirmat, atingând o incidență de 2,7%, cu mult sub incidența cea mai înaltă care s-a înregistrat în județul Alba. În 2013, la nivel național, s-au înregistrat 1052 de cazuri care au intrat în supraveghere, din care, ca
pentru borelioză s-au confirmat 479, în Buzău s-au înregistrat 4 cazuri pentru supraveghere, doar unul s-a confirmat, adică o incidență foarte, foarte mică, neglijabilă, iar febră butonoasă am înregistrat în 2013 3 cazuri, din care nu s-a confirmat niciunul serologic. În 2014 au fost la nivel național 758 de cazuri intrate în supraveghere și din care s-au confirmat 265. În județul Buzău au intrat doar 2 cazuri în supraveghere, s-au confirmat doar un singur caz, incidența a fost de 1,2%, mult sub incidența pe țară și mult sub incidența județelor din nordul și centrul țării. În 2015 până acum am înregistrat un singur caz suspect care a fost infirmat ulterior prin laborator la borelioză și 2 cazuri de suspiciuni de febră butonoase infirmate la fel. Ca și înțepături de căpușă, poate că oamenii au devenit un pic mai receptivi, pentru că dacă am înregistrat inițial în 2012 772 de căpușă, înțepături de căpușă în primele 6 luni ale anului, în 2013, în aceeași perioadă, am înregistrat 265, în 2014 158, numai că, din păcate, în 2015, până la această dată, deja s-au ajuns la 190 de înțepături de căpușă. Este un lucru foarte bun că lumea se auto-observă, pentru că căpușa nu prea deranjează, nu determină o durere la locul de înțepătură și este foarte greu observată. De aceea toți oamenii care fie că lucrează în zone cu foarte multă verdeață, vegetație, fie că în scop turistic accesează aceste zone, la duș trebuie să se examineze atent pe tegument, pentru că ea poate trece foarte ușor neobservată. Dacă observă, cel mai indicat este să se adreseze unei unități medicale pentru extragerea ei în totalitate, pentru a nu risca ca capul acelei insecte să rămână în tegument și el să producă în continuare microbii de care noi trebuie să ne temem. Dacă suntem departe de o unitate medicală, atunci ar fi foarte bine să avem cu noi măcar alcool sanitar, încercăm să extragem căpușa decât după ce aplicăm pe locul unde ea se află un tampon cu alcool timp de 5-6 minute, după care cu o pensetă cât se poate de boantă încercăm să prindem cât mai de sus căpușa și să o extragem. Chiar dacă am depășit această situație prin metode personale, este de indicat ca în cel mai scurt timp probabil să ne adresăm unei unități medicale recte unui serviciu chirurgical care să verifice dacă lucrurile sunt foarte corect făcute, dacă căpușa a fost îndepărtată în totalitate. Persoanele care au fost înțepate de căpușă ar trebui și trebuie să fie monitorizate prin intermediul medicului de familie. Nu este obligatoriu ca cel care este înțepat de căpușă să dezvolte automat o boală. Dar medicul de familie știe ce are de urmărit, el va rechema persoana la un control în 14-21 de zile de la producerea înțepăturii și dacă la acel moment se înregistrează simptomatologie care se constituie în debutul vreuneia din aceste infecții, el este orientat imediat către secția de boli infecțioase, unde îi se recoltează probele biologice de care noi avem nevoie pentru confirmare cu laboratorul și primește un tratament, după care urmează o monitorizare atentă, atât prin serviciul de boli infecțioase, cât și prin, în funcție de gravitatea cazului, cât și prin rețeaua medicilor de familie. Mai există și situații când acestea nu sunt observate? Da, de multe ori. Oamenii
observă foarte târziu căpușa, pentru că o tratează ca pe o aluniță mică apărută peste noapte. Este lipsită total de importanța acea mică pată și neagră care există pe tegument și există riscul ca între timp ea să și producă foarte multe richeții pe care să le pună în libertate. De asta nici nu e recomandat ca ea să rămână acolo foarte mult timp. Noi trebuie să o extragem în cel mai scurt timp posibil. N-am avut nicio situație de gravitate extremă, toate cazurile înregistrate la nivelul județului și la nivel național nu au fost finalizate cu deces, dar asta înseamnă că oamenii au înțeles ceva, pentru că noi ne-am adresat în repetate rânduri populației. Asta înseamnă că edilii au înțeles că trebuie să practicăm dezinsecții profilactice în toate spațiile verzi și că noi, cei care ne deplasăm, accesăm frecvent aceste spații, să suntem vestimentați corespunzător, respectiv hainele trebuie să fie de culoare deschisă, să acopere aproape în totalitate tegumentul, să nu avem zone expuse, chiar pantalonul trebuie să fie introdus în șosetă și să nu ne apropiem de orice animal care ne iese în cale, pentru că această căpușă de regulă parazitează câinii, pe care mulți dintre noi îi consideră foarte apropiați, cei mai apropiați prieteni și cu care stabilesc o relație. Ceea ce nu este indicat, existând riscul de a prelua aceste insecte vectoare care nu fac bine. În trecut, aceste căpușe erau inofensive. Ce se întâmplă acum? Sau nu dădeam noi atâta atenție? Nu. Niciodată n-au fost inofensive. Ele tot asta au făcut, numai că nu erau un număr așa de mare. Și populația afectată nu era nici ea numeric foarte cu număr foarte mare. V-am zis, în 2010 s-a constatat o creștere a incidenței, nu numai în România, la nivel global s-a constatat că această infecție începe să devină o problemă. Știți că a existat un actor care nici nu mai e printre noi, la care s-a infirmat borelioza până la urmă, dar la care s-a ridicat și această suspiciune de formă neurologică de borelioză, adică un stadiu depășit. A existat întotdeauna, dar era sporadică. Aici, colo, câte un caz care nu ridica probleme. Poate că numărul câinilor a crescut necontrolat. Poate că aceste insecte n-au mai fost atacate de insecticidele pe care noi le utilizam și toate acestea au sumat efectul pe care astăzi noi îl constatăm, și anume îmbolnăvirile destul de frecvente în rândul populației. Sau mai degrabă nu îmbolnăviri, înțepătura de căpușă, cu care nu am fost obișnuiți până acum. Publicul nu era obișnuit ca dacă merge să stea pe o pătură la iarbă verde să fie neapărat să se teamă de acest lucru. Erau alte situații. Ne temeam de albină că facem șoc anafilactic și dacă ne mierim lângă viespe, ne temeam de șoricei sau eu știu ce alt rozător era în jurul meu. Dar uite că există și căpușa care, din păcate, nu ne aduce doar nu ne aduce deloc bucurii. De regulă vara întâlnim astfel de situații. Sigur că da, și sunt mai periculoase, e sezonul lor? E sezonul în care noi accesăm mai frecvent spațiile verzi. Știți că ele, în momentul în care vegetația crește, că ele cer niște condiții de ecosistem. Cer. Și astea se realizează în special în anotimpul călduros, iar contactul dintre ea și om se realizează mult mai ușor vara. Iarna noi umblăm îmbrăcați, acoperiți, nu că ele ar fi în număr mai mic, dar chiar dacă ne întâlnim cu un câine parazitat, iarna, riscul de a ne înțepa este mult mai mic, pentru că de la mănușă până la cismă suntem acoperiți în totalitate, pe când vara tegumentul este mult mai descoperit.
Au anumite segmente unde se localizează și pot fi identificate? Depinde de vârstă, de talie. Dacă la un copil mic pot exista un copil de până în 4 ani poate exista chiar la nivelul scrotului această înțepătură. La cei mai la adulți pot să se localizeze și la membrele superioare și la nivelul capului și la nivelul gâtului. Deci în funcție de talie și de zona expusă la momentul la care s-a realizat întâlnirea cu căpușa. Mai sunt și alte boli care pot fi transmise de căpușe? Păi eu le-am specificat pe cele două, cele mai frecvente, cele care ne-ar putea crea probleme. Mai există febra de 5 zile, febra Quintana, sunt mai multe afecțiuni, dar în monitorizare, adică coincidență care să ne creeze ceva probleme și din punct de vedere al gravității infecțiilor, noi despre asta trebuie să vorbim. Ce recomandări aveți acum la finalul emisiunii? Pentru cei care totuși merg la picnic, preferă natura? Să ne privăm de acest lucru. Să se trateze tegumentar cu tot felul de substanțe care îndepărtează riscul de a fi infectați de căpușă și pe care le găsesc în farmaciile autorizate. Să lase cât mai puțin tegument liber neprotejat de vestimentație, să nu se apropie chiar de orice cățeluș pe care îl întâlnesc în cale și să se autoexamineze cât se poate de des, chiar acolo fiind, să-și privească membrele inferioare sau, mă rog, zonele expuse direct la soare, pentru că există riscul ca să descopere această situație chiar acolo. Și să se prezinte la medic, să nu facă nimic în afara examenului de specialitate. Începând cu extractul căpușei, dacă constată că ea există, și terminând cu tratament și cu consiliere și cu monitorizare, să apeleze la rețeaua medicală. Rețeaua medicală primară, medicul de familie, rețeaua de specialitate doar atunci când e cazul. Am spus și repet, nu trebuie să ne isterizăm, nu toată lumea înțepată de căpușă este obligatoriu să dezvolte boală. Poate 10% din cei care sunt înțepați pot dezvolta o boală. Iar boala, dacă o descoperi chiar într-un stadiu incipient, e cu atât mai bine pentru reușita tratamentului. Căpușele sunt insecte parazite ce populează suprafața corpului. Cele mai multe se găsesc pe tegumentele mamiferelor sau în blana lor, pe pielea păsărilor sau, mai rar, a reptilelor. Căpușele fac parte din aceeași clasă de insecte cu scorpionii și păianjenii. Acestea se hrănesc cu sângele gazdelor și populează o singură gazdă timp de câteva zile, dacă nu sunt îndepărtate. În general, căpușele sunt de dimensiuni foarte mici, însă pot fi vizibile cu ochiul liber. Masculii sunt negri, femelele sunt negre cu abdomenul roșu. Singura cale de a infecta o nouă gazdă este contactul fizic. Ele nu sar, nu zboară, dar se atașează de corpul victimei. Se găsesc de obicei în iarba înaltă și de acolo trec direct pe tegumente. O parte dintre căpușe nu transmit boli și nici nu determină apariția unor probleme grave de sănătate gazdei. Altele însă reprezintă principalul vector al bolii Lyme. Supranumită boala cu 1000 de fețe, boala Lyme a fost recunoscută ca maladie în anul 1975, neîncetând să stârnească de atunci controverse și îngrijorare. Este destul de greu de diagnosticat, atât din cauza diversității simptomelor, cât și a rezultatelor de laborator uneori neconcludente sau a contextului epidemiologic neclar. Dacă boala nu este descoperită și tratată, după mai multe luni pot apărea semne de afectare gravă a articulațiilor, manifestări neurologice sau cardiace. Numele meu este Tatiana Botiză și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Prețuiți sănătatea și țineți cont de sfatul specialistului. La revedere!